Cătălin Smărândesc cu scandal monstru la survivor. Nu-l mai suportă pe blaze, am să dansez pe creierul tău. Se încing spiritele la survivor România 2022. Conflictul mocnit între Cătălin Smărândescu și Blaze pare să ia amploare, iar tensiunile ajung la cote maxime. Între cei doi concurenți au existat tensiuni chiar de la începutul show-ului. Totul a pornit după ce războinicii au avut o atitudine care nu era agreată de faimoși, după ce câștigau meciurile. Cătălin Smărândescu nu l-a scăpat din ochi pe blaze și a mărturisit unei colege de echipă că, la un moment dat, va răbufni. Abia l aștept că șocere. De două jocuri șocere, încă nu, dar e la limită. Blase e la limită. Abia aștept să greșească, a spus Cătălin Zmărănescu după ce faimoșii au pierdut o probă în urmă cu câteva zile. După ce l-am vins pe traseu în urmă cu o zi, Cătălin Zmărănescu a continuat să-l atace pe blaze, iar discuția dintre ei a ajuns într-un punct destul de tensionat, când dai colțul să mă chem. Să-ți când veșnica pomenire. Îți mai trebuie si piatră funerară. Am să dansez pe creierul tău, blaze. Domnișoara, vorbiți cu bărbații. Îți cade fustița, a spus Cătălin. Soția sportivului e apărarea. Nu de puține ori, Cătălin Smărândescu a răbufnit în cadrul competiției Survivor România 2022 și a avut ieșiri care nu au fost agreate de coechipierii săi. Luisa Zmărândescu susține însă că soțul ei s-a abținut mult și că ar fi putut să-i izbucnească mai urât. Soția sportivului a dezvăluit că își înțelege perfect bărbatul, deoarece condițiile de supraviețurire sunt grele și dorul de casă se resimte. Luisa Smărândescu cunoaște soțul de 9 ani și ia apărarea sportivului. Totodată i-a transmis un mesaj dur la urei Giurcanu, cu care Cătălina a avut discuții mai aprinse. Cu mândrie vă spun că Zmără s-a abținut. Mai ales când au adus copiii în discuție, orice bărbat ar fi făcut la fel cum vreți să se apere un luptător. Nu mi se pare că a făcut nimic greșit. Eu știu ce am acasă, suntem de nouă ani împreună. i spune să țină capul sus și să meargă mai departe. Când greșește, știe ce are de făcut. O femeie care vrea să fie respectată trebuie să ofere ea respect, Laura Jurcanu. A fost provocat, e normal să iei foc, mai ales când e fără mâncare, pat, familie cum să le explice lucrul acesta. Șoptindu-le balade. Eu nu am văzut că a încercat să se impună ca lider, a declarat Luisa în cadrul unei emisiuni TV.